Бă, trebuia să întoarcă acasă. Bă, salut, bă, șacalilor, de fapt, mai bine zis, neața, bă, șacalilor, e un vlog matinal, e un daily matinal. 5 bani, 10 bani, 15, 25 de bani. Ăsta e pe departe cel mai seducător mod de a începe un daily vlog, așa, cu patul, cum stau așa sexy și mă uit în cameră, nu? Da, azi facem un daily vlog, nu știu neapărat ce vreau să fac în daily vlogul ăsta, dar știu că trebuie să plec, normal, că într-un daily vlog se pleacă, mereu se pleacă. Nu știu, cred că o să mă întâlnesc cu un prieten, o să facem ceva, vedem, noi. Chestia e că eu sper să fie tare, adică nu știu cum o păli să fac un daily vlog, știi? N-aveam ce posta posibil. Și voi ce mai faceți? Doamne. Sponsor me Nesti, sponsor me, please. Please, man, please. Puteți să-l salutați pe frate meu, omul care atunci când trebuia să plecăm își făcea suc de portocale. Dar mi-era sete, nu? Trebuia să plecăm și el își face suc de portocale, normal. Să l duce pe el mijloc, să-și facă suc de portocale când trebuia să, la 20 să fiu acolo. Și la jumătate își făcea suc de portocale, că doar de ce nu, normal. Hai să nu vadă lumea că vreau să fac bani. Ui, tranziție. Bă, băieți, voi suntem la ursa acasă aici, avem și pe puștii doi acolo. N-am nicio treabă, noi suntem aici în cadru, o să iau un loc aici frumos la ursa acasă. Spune-le oamenilor, spune-le. Da, exact. Lejer! Păi uite, mă, ți-ai găsit de asta de vlog, mamă. Nic face bani. Mă, dar uite ce e asta, e haine de fir, măi, cașmir tot pe mine, nu? Mă, deci el are un Lamborghini special zdut cu gunoi, adică nu. Are o casă în Pipera, ca să joace Macaua, nu pentru altceva. Mai zi, mai spune. Mă, lasă, în alt vlog, ca să mai apar și eu. Eu aș zice că mint, dar eu nu pot, eu sunt un om cinstit și eu chiar nu mint. El are dreptate, serios. Bă, dai seama că are peste 100.000 de abonați, n-are cum să mint. Deci eu nu pot, nu, sunt om cinstit, n-am de ce să mint. Are dreptate. Da, de sub 100.000 mai minți, dar peste 100.000 de abonați n-ai cum. N-ai cum. Da. Peste 1.000.000 deja ești Dumnezeu. Îți dai foc la casă la mine, serios. Hai, bă, să nu fim rei. Am ieșit cu căței la el, am ieșit cu el că nu puteam să stau cu... Am ieșit cu ursul la plimbare. Am ieșit cu ursul la plimbare și ursul a ieșit cu câine la plimbare. Nu, stai să mă așez lângă tine. Jesse, stai că fac și eu. Jesse. Uite, Jesse, bă. Ui, tu căte, Jesse. Mie ești vlogul. Jesse. Noi ne uităm la rar. Logan Paul, Jake Paul, da, mi-a lăsat comentarii, mi-a zis că sunt fanii mei numărul 1. Am fost eu prieten cu ei, dar nu știu, n-am prea vorbit cu ei. Și eu cam luat-o în cap, știi, adică da. I-am împrumutat cu 1.000.000 de euro odată și nu. Un milion doar, nu, eu le-am împrumutat două, serios. Păi n-am, știi, e o diferență de la 800 la 100.000. Nu, dar mă simt trădat, serios, mi se pare că... Da, uitat mai. Da. Asta e. Nu știu ce caut aici, sincer, am venit la el acasă. N-aș ca și noi niște FIFA, niște... Da, mă cam enervat alea, că sincer, da, e ok. Fel de amici, sincer, mă, e ok. Nu, e prietenie pe interes, eu stau cu el doar pentru YouTube și să crește YouTube și... Am vorbit ceva, mă cam enervat, acum nu știu cum mai facem. Like-uri pe Instagram, dar chiar postez o poză cu unii pe Instagram. Trebuia să zic acum. Abonați-vă și voi la el să facă niște bani de altă cameră. Ia zic, bă, câte ceas, stai să mă câte ceas. Ce nasă? 32 minute. Cred că de acum... Bă, ia-i cum mă duc și eu la toaletă și... Să tai. Așteaptă, nu? Știu. Gen. Treaba mare, nu? Nu. Nu știu. Rămâne de văzut. Ce interesantă e chestia asta. Cum mă l-ați vedea pe Snick unde se le rea așa? Uite să mă vezi că fac așa. Așa, ăsta m-o cam enervat azi. Cred că e timpul un pic să ne jucăm, da? Un pic de abonați. Nici o problemă. Fii atent. Asta e a mea. Bun, acum trebuie să o tai repede, da? Trebuie să o tai foarte repede, fără să știi, nu-i nevoie să știi. Pleacă până la camera. Fii atent că am la camera, da? Cred că mă duc acasă acum. Și stai așa. Bă, mă sună ursul. Stai puțin, poftim? Gen, o trebuie să plec și nu știu dacă... scuze, am uitat să spun. Aoleu, l-am uitat acolo. Poți să-i spui tu, te rog, să vină? Gen, știi că am uitat de el. Oricum îi zici că eu oricum am plecat, o să mă găsească acasă. Bine, frate, hai, mersi, a fost o zi faină. Hai că ne vedem, da? Hai, pa.
Da, 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 papa. Ce nu știe ursul, da? Eu i-am luat camera, da? Pentru că astăzi mă cam enervat. O zis asta să-i pun canalul în descriere. Bă, mă cam enervat treaba asta. El de ce are nevoie de cameră? Și așa are 300 de abonați, că tare el. Eu am 1140.000. Bă, eu chiar am nevoie, da? El n-are nevoie. Îmi fac și poze pentru Instagram. Mă, mă enerva, serios. Ne vedem acasă, brother. Avem și noi o cameră nouă. Bă, mă sună terminatul ăsta din nou. De cameră? Nu, dar eu sunt pe drum, ci... A, dar nu l-ai... Nu, frate meu că e acolo, nu a plecat acasă? Nu știu, nu știu, am plecat, că chiar m-am grăbit, trebuia să ajung undeva. Chiar nu știu de cameră, poate... Bine, hai că e ok. Eu mă duc acasă, hai, pa, pa, pa. Situația e ok, măcar acum am cameră, știi, dacă mă înțelegi. Să vezi ce cadre trag eu cu DSLR-ul ăsta, dar vreau să mă duc repede să iau autobuzul până acasă, frumos, și pup, cu DSLR-ul, na, 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 na. Da, bă, șacalor, am ajuns și eu acasă, într-adevăr, frate meu, nu știu unde, cred că o să vin cu autobuzul, vorbi cu maica mea, nu știu ce-o făcut. În schimb, am ajuns să mă las aici la mine acasă, am DSLR-ul ăsta, îl țin la gât, pentru că sunt mândru, dar sunt o să... Că mi-am dorit și eu decât să filmez cu porcăria asta, mă, acum mă filmez că gen n-am card pe asta, știi? Dar lasă că-mi cumpăr, eu fac, eu trebuie să caut un tutorial pe YouTube, că nu știu exact cum se filmează. Știu, toate-s bune, bă, știi? Toate-s bune. Dacă mă credeți, fix acum mă băgam un pic aici cu peretele ăsta alb să fac un fel de widescreen, așa mă băgam să filmez un challenge, vă lăsam un post acolo pe... Deci să vezi ce blocuri dau eu când... A, stai că... Bă, iar e ăsta, mă, ești nebun la cap. Uite-te. Nu n-ai treabă. Știi ceva de camera mea? Știu că te-am mai întrebat odată, dar vreau să fiu sigur. Bă, eu ți-am mai zis-o. Treaba am eu cu camera ta. Nu vezi că am și eu pe-a mea. Ai camera mea? Bă, trebuia să întoarc acasă. Bă, aici am una toată. Ursă, bă. Și pe lângă asta mai am și o foarfecă cu care aș putea să-i dau drumul sau aș putea să o fac în felul meu. Omule, stai, nu, no, nu. No, no. Nu ți-am luat eu camera, stai, bă, nu. Bă, nu. Nu, no, nu, no, no, bă, nu-i te... Nu știu ce mai vreau. Vreau doar camera. Bă, ce prăjit e. 30 de minute la dispoziție, ok? Da, să acasă, n-am nicio șansă să ajung. Omule, mă și închid. La fratele, i-am zis să vin acasă și l-a luat. Deci nu pot să cred, credeam că pleacă acasă. Stai, și ursul, mă duc să-l recuperez. Deci nu vine să cred, frate, nu mai am nici baterii la cameră, nu mai am nimic. Ăla-i ratară. Am fugit tot orașul ca să ajung, ca să-l salvez pe copilul ăla care nu a putut să plece, da? Deci nu mai am nici baterii la cameră, nici memorie, nici nimic. Am păstrat asta numai ca să vedeți cum ajung. Stai că nu se mai... Bă, ce ratat, ești urs. Bă, deci nu mai pot, mă. Deschide-am, ursule. Dar nu răspunde. Deschide. Bă, nu-mi răspunde asta. De ursul. De ce nu mi-ai de... Ce faci? Hei! Ce faci? Unde-i frate-mi, bă? Unde-i mie cam... Nu, de frate-mi mai întâi. Ce ușa aici, la țară? Bă, dă-mi pe frate-mi. Bă, dă-mi pe frate-mi, bă. Unde-i, am fugit tot orașul, bă, nu mai am niciun bă. Deci o sursă, e o sursă foarte bună de vizualizare. Dă-mi el pe frate-mi. Dă-mi camera. Am fugit tot orașul. Ce să aleagă pe frate-mi, da? Și când e cel să mi-l dea, nu mi-l. Nu mai aștept mult, adu-mi-l. Oamne, ce termina. Bă, vin un coar. Bă, de ce n-ai venit acasă, bă? M-ai uitat aici. Tot eu să zic? Te-am uitat? La! De ce n-ai venit acasă? Tu te-ntoarce-te, lasă sau mâncare. Uite ce mi-a dat de mâncare, tu mi-ai fi dat? Oh, cu ceapă, cu lămâie? Da, și-am mâncat gălbunul ăsta. Bă, tu nu mi-ai fi dat, mie măcar. Mai vreau să te văd viața mea. Doamne, iar. Am fugit tot orașul pentru tine. A, încă ți-e foame sau niște, frate? E ok, adică vrei și o furculiță, o linguriță, ceva? Încă mai filmezi, serios? Vin acasă mai repede, doamne.